Grupa de la Rapid Suceava, condusă de Florin Cristescu, a confirmat forma bună, bifând a patra victorie consecutivă, scor 4-1 în meciul disputat pe terenul din Moara în fața celor de la Foresta Mălin. Surpriza zilei s-a înregistrat la Zvorișta, unde juniorii de la Luceafărul au învins cu scorul de 1-0, a doua clasată AS Cașuba și Gălușcă. În campionatul județean de juniori de Luceafărul, Bucovina a terminat turul pe primul loc al clasamentului, fără nicio înfrângere. Ultima etapă programată în acest an a adus însă prima sincopă pentru jucătorii pregătiți de Constantin Dumistrăcel. Roșalbaștri au obținut doar un rezultat de egalitate, scor 1-1 în meciul disputat pe teren propriu, în compania celor de la Bucovina Pojorâta.